Sâmbătă 12 ianuarie 2019 mă aflu în orașul Rădăuți, din județul Suceava, unde particip la expoziția Columbofilă Națională a FRSC, aferentă anului 2018. Acum am plăcerea deosebită să stau de vorbă cu domnul Gheorghe Irinel din Prahova, pe care îl salut. Vă salut, domnul Irinel, ce faceți? Cum e să fii campion național cu locul 1 și 2 la o categorie? E greu, e frumos, e dificil, cum vi se pare? Nu știu, nu mai îmi dau seama. Nu mai vă dau seama, nu? Da. Anul ăsta ați obținut locul 1 și 2 la categoria? La categoria viteză. Matur, nu? Matur, la categoria fond maturi. Super! La categoria aspijon maturi. Bravo! Aici în fața noastră sunt porumbeii dumneavoastră care au ocupat locurile 1 și 2 la viteză. Viteză, palmares. Matur, nu? Ăsta care? Ia ziceți, da. Mascul, nu? 90-23. Frumos, ce ăsta, un mascul, nu? Mascul. Dați-ne câteva detalii despre el, dacă sunteți amabil. Un mascul scos dintr-un porumbel de dehan. Da. Adus de tocu. Da. Care în fiecare an mi-a dat cât un porumbel bun. Super. Și o femelă de la Radu Constantin de la București. Costici, îi zice. Da, da, da. Da. Deci asta e ficea masculului, da? Da. Și acum trecem și la femelă. Asta e femela albastră, da? E tot un mascul. Tot mascul e? Da, da, așa e. E tot un mascul din porumbeiul lui Toncu. Aha. Da. Deci ăsta e tot de la domnul Toncu. Cei doi sunt de la Toncu, nu? În general, porumbeii mei sunt de la Toncu. De la Toncu amestecați cu... pentru că nu mi-au mers... numai de la el. Sunt amestecați cu porumbei de la Michi și Cornel, de la ce am mai avut eu după la Alexandru Casacu, după la Costici ăsta, da. Și după la Nenicu Bizdria. Deci ăștia ar fi în principal crescătorii de care, la care v-ați achiziționat porumbei în ultimii ani și ați făcut-o bine și cu noroc și i-ați și pregătit cum trebuie. Da, noroc, eu nu cred că există noroc. Aici, decât noroc, există numai când ți se scot pui. A, ca să ai baftă să-ți iasă niște pui de valoare, de calitate, nu? În schimb, dacă nu-i pregătești și nu-i ții sănătoși, degeaba. Poți să... Este, nu? Asta e o regulă generală. Dacă n-ai sănătate la ei, general. Degeaba. Dacă nu sunt sănătoși, poți să le dai orice. Așa e. Și degeaba. Nu o să niciodată... Nu o să-ți vină porumbeii. Apelați și la tratamente în timpul sezonului de concursuri? Tratamente, în general, apelez la tratamente care le dă toată lumea. Deci, pentru o tricomonoză, pentru ori o infecție respiratorie, dar am colegi care, când îți spun ce le dă, eu nu știu ce le dă. Deci e foarte multe produse, adică, păi, nu? Dar nu știu ce e aia, că n-am auzit așa ceva. Bine, probabil că mergeți pe o rețetă mai naturistă și pe undeva e mai bine asta. Naturistă. Că nu le afectați nici sănătatea foarte mult, nici ficatul. Porumbeii mei de la matcă nici măcar nu-i vaccinez. Nu? Nu. Dar de paramixul le faceți când sunt pui. Când sunt pui, da. Da, atunci da. Deci le fac pe paramixul, odată un vaccin și pe urmă nu-i mai vaccinez. A doua oară ca matur, nu? Atât? Și e suficient? N-ați mai avut probleme să mai revină boala? Niciodată, nu? Cum a fost 2018, domnul Irinel? Din punct de vedere sportiv. A fost bine? Al rezultatelor? Din punct de vedere sportiv a fost parcă mai prost decât acum un an. Da? Da. Și cu toate astea, câți porumbei aveți în expoziție astăzi? În expoziția asta am 10 porumbei, cel mai rău la locul 10. Aha. E ok, stați bine sau nu? V-ați obișnuit cu standard, dar nu eu, dacă acum cu 10 și e mai prost ca anul trecut, nu? Frate, dar lui porumbelul ăsta este locul 2 la Aspijon. Mergem să-l filmăm? Da, dacă vreți. Haideți. Deci, domnul Irinel, aceștia sunt ceilalți doi porumbei, da? Cu locuri 1 și 2 la nivel național. Da. La categoria? Aspijon. Aspijon. Frumos. Deci au peste 3500 de kilometri clasați. Frumos. Dați-ne iarăși câteva detalii despre el. Albastru? Păi, albastru e tot în porumbeiul Toncu. Da. Care... Îi faceți reclamă mare acum. Nu-i fac reclamă. Vrând nevrând, nu? Domnul Alexandru, nu-i fac reclamă. Așa e. Știu, dar în sensul că... Eu am porumbei, deci am avut porumbei locul 1 palmare general, locul 4 palmare general.
Locul 1, viteză. Am porumbei numai de la Toncu. Așa e, are și păsări bune, trebuie să recunoaștem. Nu, și prin avut. Locurile pe care le-a dat? Avut. A avut, nu? Nu. Am înțeles nu. Că a renunțat la ei. Da. Asta e decizia dânsului. Deci ăsta e al doilea mascul, nu? Asta e al doilea mascul, este frate cu porumbelul care este locul 1 la... Gutu, da? Da. Da, 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 da. La Palmares Viteză. Frumos. E frate, dar de cât de tat. Și în continuare și la anul, de fapt anul ăsta, vor merge la concursuri în continuare, nu? Iau... Da, porumbelul care e la Viteză l-am vândut. La Palmares Viteză l-am vândut. Da. Mi l-a dat ca să dădea să-mi bag la dispoziție. A, era deja judecat, să zic, nu? Super. Ăștia, în continuare, o să-mi dăm. La zbor. În continuare, la alte palmaresuri, nu? Da. Eu încerc să-mi opresc cât mai mulți dintre ai mei, care eu sunt buni. Sunt convins că faceți treabă bună. Eu vă cunosc de câțiva ani de zile. Dar n-am avut plăcerea să stăm de vorbă și în fața camerei. V-ați cam ferit de mine, dar acum n-ați mai scăpat. N-am avut. Și noastră sunteți vinovat pentru... De ce? Că v-am adus odată de ceva, nu? Ați adus o femelă odată și femela aia mi-a dat porumbelul, deci porumbelul care v-am mai spus eu în asta, da. 91, 12 puncte la general, 10 puncte la general, 12 puncte la viteză și 40 de puncte la as. M-am uitat pe toate, nu mă lau, m-am uitat pe toate site-urile atunci, pe toate clasamentele, UCP-ul, FCPR-ul, nu exista porumbel ca ăla. Înțelegeți? Mă bucur dacă v-am ajutat sau v-am împiedicat acum, nu știu cum a fost. Dumneavoastră m-ați ajutat. Da? M-ați ajutat pentru că fără dumneavoastră nu o achiziționam. Știu. Atunci nu m-ați lăsat să vă fac cu fotografie, țineți minte, nu? Da. Eram pe centrul Ploieștiului, nu? Da. Și ați văzut că acum ne întâlnim în expoziții naționale. Domnul Alexandru, nici acum nu vă lăsam. Știți că ne-am mai discutat. Eu nu sunt adeptul... Da, auziți, cu rezultate atât de bune într-o expoziție națională de locul 1 și 2 național, n-ar fi și pe casă să nu stăm puțin de vorbă? Da, stăm de vorbă în particular, dacă vreți. Acum închidem camera. Cât vreți. Nu, înainte de a vă mulțumi și de a vă felicita, domnul Irinel, pentru rezultatele obținute, pentru munca depusă. Și îmi pare bine că m-ați ajutat atunci. Și m-ați mai ajutat nu odată, mai de multe. Da, mă bucur. Da. Mă bucur. Cu stimă, domnul Irinel, numai bine. Mulțumesc frumos.